Potrivit informațiilor deținute de oamenii legii, acum câțiva ani, conducerea Centrului de Medicină Legală din Chișinău a procurat un lot de utilaje pentru stabilirea ADN-ului. Ancheta însă a constatat că toată tehnica cumpărată nu este funcțională din 2013. Actualul director al centrului, Valerii Savciuc, a refuzat să comenteze cazul. Noi nu putem să avem nicio poziție. Este organul de urmări penale care își se expune. Așteptăm ce o să decidă organul de urmări penale. Funcționarul a refuzat să ne spună dacă utilajul a fost folosit măcar o dată. Savciuc ne-a sugerat însă să-l contactăm pe fostul director, Ion Cufșinov. Acum, este funcțional acest utilaj? Repet, nu vreau să comentez acest fapt. Eu din funcție de 2 ani zile. Clar? Întrebați fostul director. Atunci când dumneavoastră ați intrat în funcția de director, acest utilaj funcționa? Încă o dată, nu comentez acest subiect. O să-l comentez, știți când? La finele anului. Am încercat să-l contactăm pe fostul director Ion Cufșinov, dar telefonul acestuia este deconectat. Procurorii nu oferă deocamdată mai multe detalii în legătură cu acest caz. Pentru depășirea atribuțiilor de serviciu, codul penal prevede o pedeapsă cu închisoare de până la 3 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de până la 5 ani.